În Parcul Orizont din Micălaca au început lucrările la viitorul centru comunitar cu specific religios și turistic. Lucrările pe care le vedeți începute sunt, de fapt, punerea în practică a unui proiect pe fonduri europene obținut de Arhiepiscopia Ortodoxă din Arad împreună cu Episcopia Ortodoxă din Ungaria, cu sediul Aghiula Și are ca obiectiv, printre altele, construirea aici a unui centru ecumenic, a unui centru cultural și spiritual care să oferă posibilități de petrecerea timpului liber prin diferite activități cu conotații religioase și spirituale. Până în acest moment nu am reușit să obținem informații oficiale despre acest proiect de la Arhiepiscopia Aradului. Le-am găsit însă pe site-ul oficial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Conform acestuia, în cadrul centrului vor fi amenajate un drum al luminii, un anfiteatru destinat întrunirilor și spectacolelor cu caracter religios, un portal al iubirii și înțelepciunii și diferite pavilioane de socializare interconfesională și artistică. Să cum asta pentru religioase, da, e bine, numai să fie restaurante deschise pentru asta nu-i bine. Ce să zic, cu părere bună, că nu prea avem unde să le ducem și e foarte bine. Mi se pare bine, o realizare foarte bună. De menționat faptul că locurile de joacă pentru copii nu vor fi desfințate, ci doar mutate într-o zonă a parcului neacoperită de amenajările acestui centru.